Ministrul Sănătății Florian Bodou face o declarație, l-ascultăm și noi chiar acum. Aceste doze, cele 10.000 de doze, vor fi trimise cu prioritate în județele în care sunt probleme, în județele în care s-a semnalat că nu există vaccin. Vreau însă să... Vreau să precizez faptul că, deși există județe în care avem vaccin, rata de vaccinare continuă să fie mică și l-am rugat pe secretarul de stat care se ocupă de asistența medicală să facă o analiză și să meargă personal în aceste județe să vadă care sunt cauzele și să încerce să identifice soluții pentru a crește rata de vaccinare. Dar ce puteți face pentru a nu mai lipsi aceste vaccinuri de pe piață? Să există o continuitate? Ceea ce putem face, una dintre măsurile pe care o vom putea lua după ce se aprobă legea vaccinării este crearea acestui stoc tampon, care există și în alte țări europene. Acest stoc tampon care are o anumită valabilitate și care ne-ar asigura confortul până la momentul la care se fac alte proceduri de achiziții. Însă ceea ce pot să vă spun este că am luat decizia ca toate procedurile de achiziții care se fac pentru vaccin să se facă pe un acord cadru între 2 ani și 4 ani. Există însă vaccinuri care nu sunt înregistrate pe piață în România, care sunt aduse pe procedura de nevoi speciale și acolo este destul de greu de a face acord cadru cu un partener din străinătate. Care este soluția pentru ele? De sânge în spitale, cei de la centrele de transfuzii sanguine se plâng de program. V-ați gândit cumva să le plătiți orele suplimentare? Centrele au fost închise 3 zile și o să fie iarăși o pauză de 5 zile în iunie. Aveți o soluție pentru asta? Da, noi plătim orele, adică avem permanență la toate centrele de sânge. Din păcate nu se face donare în zilele libere. Practic avem pregătită o reorganizare a centrelor de transfuzie, însă acest lucru mai durează pentru că avem nevoie și de echipamente pe care le vom cumpăra pentru testarea sângelui. Nu vorbim aici doar de partea de recoltare, ci vorbim și de partea de testare. Vrem să aducem centrele de transfuzie, cele care vor fi desemnate pentru a face testare pentru toată România, să le aducem la standardele europene, în așa fel încât și zona de sânge să fie securizată. Sunt probleme și cu hexavalentul. Care sunt soluțiile în acest caz? Pentru hexavalent, o parte din cantitatea de vaccin a fost deja livrată și facem presiune asupra firmei furnizoare să ne livreze cât mai repede și următoarea cantitate de vaccin. După cum știți, vaccinurile nu se produc de pe o zi pe alta, dat fiind faptul că România nu a avut un contract ferm de vaccinuri. Știți că pentru hexavalent chiar s-a anulat procedura la începutul anului datorită faptului că erau neregularități. Și livrările de vaccin se fac foarte greu. Am solicitat și am primit promisiunea din partea doamnei director regional OMS că va lua legătura cu absolut toate companiile farmaceutice care livrează în România vaccinuri să suplimenteze și să livreze prioritar în România vaccinurile necesare. În același timp, săptămâna viitoare voi avea o întâlnire, va fi o întâlnire la nivel de miniștri cu marile companii farmaceutice. Această întâlnire va avea loc la Malta și voi participa personal la această întâlnire pentru a avea discuții exact pe această temă a vaccinurilor. De câte doze este nevoie? Dacă doriți să vă dau date tehnice, eu am toate cantitățile, sunt pentru toate vaccinurile, mi le transmite și vă răspund în scris. Mergeți la o nouă conducere la Spitalul Pantelimon. Astăzi ați ales deja persoana respectivă și spuneați că întreaga conducere de la Pantelimon ar trebui schimbată. Da, eu în cursul zilei de astăzi voi semna, așa am spus că voi semna ordinul de numire a managerului. Am spus că am două opțiuni și astăzi la prânz voi hotărâ, după ce plec de aici, voi hotărâ cine va fi persoana care va conduce Pantelimonul. Ceea ce am spus este că va fi o persoană din afara spitalului. Am spus într-adevăr că toată echipa managerială de acolo trebuie să plece, pentru că am identificat, comisia care a fost acolo a identificat probleme de management, probleme de proceduri și eu așteptam demisia lor, nu să-i demit eu. Oricum, noul manager va avea ca și sarcină să-și găsească o echipă care dorește să facă, care dorește să-și pună în valoare abilitățile, în așa fel încât toate procedurile să fie respectate. Eu cred că e
prea mult în această perioadă scurtă de când sunt eu ministru. Avem al treilea scandal la Pantelimon și eu am început să am serioase îndoieli asupra întregii echipe de acolo. Și la Cantacuzino? Și la Cantacuzino. La Cantacuzino, așa cum am spus, am dorit să numesc un manager adus de la Agenția Națională a Medicamentului, pentru că îmi doream un manager care știe să facă autorizare. Știți, Cantacuzino și-a pierdut absolut toate autorizările pe care le avea și am dorit să numesc acolo o persoană tehnică, însă, datorită unei prevederi din legea cercetării, persoana care va fi numită la Cantacuzino trebuie obligatoriu să fie cercetător gradul 2. Nu am în momentul de față o decizie în acest sens, însă, așa cum am promis, în această săptămână voi lua și această decizie. Practic, Cantacuzino urmează să intre printr-o hotărâre de guvern în organigrama Ministerului. Cantacuzino este în momentul de față prin lege trecut la Ministerul Sănătății și voi căuta cea mai bună soluție și voi discuta cu toți cercetătorii care sunt disponibili și care doresc să meargă acolo, în așa fel încât să mă asigur că voi alege cea mai potrivită persoană care este motivată la fel de mult ca și mine să pornim producția de vaccinuri la Cantacuzino. Și de ce spun acest lucru? Pentru că în momentul de față avem o scădere a încrederii românilor în vaccinuri datorită acestor pseudo oameni de știință care fac tot felul de declarații și știm, românii aveau încredere în produsele Cantacuzino, aveau încredere în produsele românești și eu cred că ar fi un semnal foarte bun pentru români și nu numai din punct de vedere strategic, din punct de vedere al recâștigării încrederii, care după cum știm se câștigă foarte greu, ci și din punct de vedere al siguranței noastre. Eu consider că dacă am putea produce vaccin în România și dacă aceste vaccinuri ar fi disponibile la producătorul român, toate aceste situații pe care le avem în momentul de față cu vaccinurile ar putea fi evitate. Ați gândit și la o piață de desfacere, dacă tot vorbim de producție? Da, am discutat, știți că noi avem un acord de colaborare cu Bulgaria, avem acorduri de colaborare cu țările învecinate și, așa cum știți, problema vaccinurilor nu este numai o problemă a României, este o problemă în Europa, practic, și fiind țară europeană, dacă respectăm toate standardele și dacă pornim pe principii sănătoase în momentul în care relansăm producția de vaccinuri în România, eu sunt convins că vom putea să livrăm vaccinuri în toate țările Uniunii Europene care au nevoie și, de ce nu, și în alte țări. Dar cred că cel mai important lucru în momentul de față este să începem producția de vaccin, care nu se face peste noapte, dar această producție de vaccin, în primul rând, să ne asigure necesarul nostru național. Doamna ministru, în legea vaccinării există un articol de lege care spune că medicii care fac promovare anti-vaccin vor răspunde în fața colegilor în Colegiul Medicilor. Cum vor fi sancționați? De ce acest articol? Legea vaccinării este pusă în dezbatere publică și în această săptămână, poate săptămâna viitoare, vom avea chiar o dezbatere publică. Din ceea ce am înțeles de la colegii mei de la Direcția de Asistență Medicală, au fost solicitări în acest sens. Eu cred că un medic responsabil, așa cum am spus că un părinte responsabil trebuie să-și vaccineze copiii, cred că un medic responsabil trebuie să recunoască valorile cercetării medicale și trebuie să le respecte și să le promoveze. Eu nu cred că un medic are dreptul să facă propagandă împotriva vaccinului, având în vedere faptul că există dovezi, există foarte multe boli care au fost eradicate prin vaccin, iar în momentul de față suntem în plină epidemie de rujeolă. Și cum vor fi sancționați? Nu există un capitol de sancțiuni în momentul de față în lege, după cum ați văzut și după cum am mai spus public. Aceste sancțiuni vor apărea la momentul la care vom avea discuții și cu Colegiul Medicilor și cu colegii medici și cu societatea civilă. În urma dezbaterilor vom introduce și un astfel de capitol sau, dacă nu-l vom introduce în urma dezbaterilor publice și nu se va ajunge la un consens, legea oricum va fi citită în guvern, după care va fi trimisă în Parlament, iar în Parlament colegii din comisiile de specialitate, din comisiile de sănătate publică, din Senat și din Camera Deputaților pot aduce amendamente. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi ușoară. La revedere! Florian Bodoc, declarații pe fondul lipsei acută de vaccinuri din România, în contextul în care vă reamintesc că sâmbătă rujeola a mai făcut o victimă. Vorbim despre o fetiță de 9 ani care a murit la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara. Al 24-lea caz de deces înregistrat în România din cauza rujeolei și cel de-al 8-lea în Timiș. Totodată spunea ministrul Sănătății că toată conducerea de la Spitalul Sfântul Pantelimon trebuie să plece, precizând că astăzi va indica numele noului manager, despre care a zis că este un medic din afara unității. În altă ordine de idee, a spus că este încă
căutare și de un cercetător cu calități de manager pentru Institutul Cantacuzino. Mergem mai departe și vă spuneam înainte de aceste declarații că a fost scandal la intrarea pe Arena Națională înainte de derbiul Dinamo FCSB, nemulțumit că nu este lăsat să intre cu taxiul în care se afla pe o stradă cu sens unic, un individ a încercat să le arate polițiștilor cine e șeful. Nu l-au impresionat nici uniforma oamenilor legii, nici faptul că un